analize și mergem mai departe și iată despre ce vă spuneam ceva mai devreme. Fenomenul de pe TikTok se lasă cu ceartă între autoritățile centrale. Vicepreședintele CNA Valentin Jucanei cere demisia ministrului digitalizării Bogdan Ivan. Totul după ce acesta ar fi vizitat sediul TikTok în octombrie pentru a discuta despre pregătirea pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Jucan acuză că ministrul a mers de unul singur fără să anunțe autoritățile competente, mai exact AEP, CNA și Ancom.